Într-o zi, la un centru de misiune dintr-o țară păgână, s-a prezentat o fată doritoare să învețe noua religie și să beneficieze de sistemul de educație și social care era în școala respectivă. Când a ajuns în fața soției misionarului, soția misionarului s-a uitat lung la ea, a măsurat-o de sus până în jos și apoi a spus: dacă vrei să rămâi la noi la școală, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te îmbraci de hainele tale, să faci o baie generală de sus până jos, să te îmbraci cu alte haine. Fata noastră s-a supărat teribil și a replicat soției misionarului cuvintele: Doamnă, eu n-am venit aici ca să fac baie, să mă schimb de haine, dacă asta trebuie să fac ca să rămân la școală, eu nu mai vreau să rămân. Furioasă s-a întors, a trântit ușa în spatele ei cu putere și a plecat. A doua zi s-a prezentat din nou la școală, exprimându-și aceeași dorință să învețe noua religie și să beneficieze de sistemul social și educațional care era în școala respectivă. Ca în prima zi, când a ajuns în fața soției misionarului, din nou soția misionarului s-a uitat lung la ea și i-a spus: dacă vrei să rămâi la școală, primul lucru pe care trebuie să faci este să te dezbrace hainele tale, să faci o baie generală de sus până jos, să te îmbraci cu alte haine. Cam prima zi, aproape la fel, s-a înfuriat, s-a amăstit aceleași cuvinte, s-a întors, s-a trântit ușa cu putere și a plecat. Scena aceasta s-a întâmplat 14 zile la rând, până când soției misionarului a venit o idee și a rugat pe cineva să monteze lângă ușa de la intrare o oglindă. Oglinda montată era atât de mare încât cel care intra pe ușă se vedea în mărime naturală, așa cum era ea. În prima zi, după ce s-a montat oglinda, în cursul dimineții, s-a auzit un strigăt speriat. Pași speriați alergau pe hol și în fața soției misionarului a năvălit fata noastră. Tremura tot, era speriată și a spus, zice: Doamnă, vreau să vă spun că aici, în școala aceasta, este o fată sălbatică și murdară de tot. Și dacă ea este aici, eu nu mai vreau să rămân în școala aceasta. Soția misionarului a zâmbit, s-a uitat la ea și a spus: fata aceea sălbatică și murdară de tot ești tu. Pentru prima dată s-a văzut în oglindă așa cum arăta ea. Provocarea Duhului Sfânt din seara aceasta pentru fiecare dintre noi este să ne uităm în această oglindă a Cuvântului Lui Dumnezeu. Și uitându-ne în ea, să ne căutăm pe noi înșine. Vedeți, nouă tare ne place să luăm Cuvântul Lui Dumnezeu și să încercăm să-i măsurăm pe cei de alături. E o plăcere noastră să-i comentăm, să-i discutăm. Duhul Sfânt cu noi în seara aceasta are cu tot o altă intenție. Uitându-ne în Cuvântul Lui Dumnezeu, în oglinda aceasta, să ne analizăm pe noi înșine. Vedeți că noi ne uităm într-o oglindă, noi avem un scop, nu? Să presupun că am fost la coafor sau la frizer, nu-i cazul meu, dar presupun, și când ajungem acasă, ne îndărtim în fața oglinzii să vedem cum ne atunci și la spate, în toate unghiurile. Dacă ne-am cumpărat un taior, o bluză, o fustă nouă, un pantof, ne rotim în fața oglinzii să vedem cum ne stă. Motivația cercetării din seara aceasta, privind în oglinda Cuvântului Lui Dumnezeu, vreau să o concretizez. Și haideți să ne întrebăm fiecare: mai suntem oare mântuiți acum, aici? Nu știu dacă cineva v-a pus vreodată întrebarea aceasta. Mi-amintesc de un moment când am început să merg prin biserică, să opresc membrii din biserică și să-i spun: spune-mi, ești mântuit? Unii rămâneau așa perpleși. Să uitau la mine, poate gândeam că nu sunt cu toate facultățile, și câte unii întrebau, zice: stai, frate pastor, dar vrei să spui că mântuirea este ceva ce o putem dimensiona? Este ceva ce o putem măsura? Păi noi am crezut până acum, spuneau ei, că mântuirea este o noțiune. O noțiune ipotetică. Este exact ca o lege filozofică. Există, dar e filozofie, este mintea noastră. Nu putem palpa, nu putem măsura. Întrebam pe câte cineva, spune-mi, ești mântuit? Și el își schimba brusc învățișarea. Mai sunt unii care cred că a fi creștin trebuie să fie așa tot timpul împovoiat, plin gărel, să scurgă ochii și nasul, dacă se poate, și să uita la mine așa spășit și spunea, zice: frate, dar eu știu. Păi, nu știi. Păi dacă nu știi, când ai să știi? Cum ai să vezi? Păi zice: frate,
la rapire. Mă uitam la el și îl compătimeam și spuneam, nu ți-i greu toată viața să trăiești cu incertitudinea asta? Parcă e la alba neagră, știți, o fi sau nu fi. Într-o zi, poate ești plin de bucurie și zici că poate ești aproape de mântuire, aud expresia aia și mie nu-mi place. Au zis să fii ultimul care intră în Împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că cei care cred că vor fi ultime sau să luptă pe calea aceasta și trăiesc ca să fie ultime, ei, nu o să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu, cu toată siguranța. Noi nu ne luptăm în viața aceasta să fim ultime. Noi ne luptăm să fim printre primii. Stăteam de vorbă cu cineva și spuneam, de ce, frate, spune-mi, ești mântuit? Și el se uita la mine și îmi spunea, zice, stai un pic, păi eu sunt din familie de creștini, eu sunt botezat acum 20 de ani, acum 25 de ani, și mă uitam la el și spuneam, ai înțeles greșită întrebare, eu nu te-am întrebat dacă ești botezat și de când ești botezat. Eu nu te-am întrebat cine sunt părinții tăi, nu? Eu te-am întrebat scurt. Bine, ești mântuit sau nu? Acum, când stau de vorbă cu tine. Întrebam pe câte cineva, spunem, ești mântuit? Și el zâmbea așa enigmatic și zice, frate, pe mine mă întreb, păi nu știi că eu am cea mai bună frecvență la biserică. De câte ori se deschide ușa bisericii, eu sunt primul și plec ultimul de la biserică. Dă-mi să vă spun ceva și țineți minte că este de valoare. Toți cei mântuiți trebuie să aibă frecvență bună la biserică. Nu toți cei cu frecvență bună sunt și mântuiți. Am cunoscut într-o biserică un grup care doreau tare mult să cânte și nu aveau biserica aceea, deși destul de mare, o persoană pregătită să cunoască note muzicale, să-i poată instrui. Și atunci, într-un oraș mare, au căutat un profesor de muzică, un profesor care avea rezultate reputate la formații de coruri, a cântat cu formații de coruri în toată Europa, negocia cu el o sumă pentru o perioadă. Și omul acesta a venit la biserică să învețe să cânte un grup. În perioada dragostei de început, veneau de 4 ori la repetiție pe săptămână. Ba mai mult, omul acesta venea la programe, pentru că el voia în primul rând să vadă cum cântă grupul. Omul acesta instruia un tânăr ca să conducă grupul după ce se termină înțelegerea lor. Pentru o perioadă de timp, omul acesta a avut cea mai bună frecvență în biserică, mai bună ca păstor. A trecut perioada înțelegere și a luat bani și a plecat. Ce spuneți? Este mântuit pentru că a fost la biserică? Întrebam pe câte cineva, spunem, ești mântuit? Și el se uita la mine și zice, da, chiar n-a văzut? Eu cânt în afară. Sau eu cânt în cor. În orchestră, scuzați-mă, în cor. Eu dau un demn la rugăciune. Eu mă duc pe sate să propovăduiesc Evanghelia și reveneam și spuneam, omule drag, eu nu te întreb ce faci. Eu te întreb ce ești. Sunt două noțiuni complet distincte. Fiți foarte atenți. Una este ceea ce suntem noi și alta este ceea ce facem noi. Să nu ne confundați. Noi suntem mântuiți pentru ceea ce suntem, nu pentru ceea ce facem. Noi suntem mântuiți pentru ceea ce suntem. Eram în Germania și am văzut pe o mașină din patru în accident și mi-a plăcut tare mult. Dacă l-aș găsi în românește, l-aș spune și eu. Atenție! La răpire, mașina aceasta rămâne fără șofer. Și cred lucrul ăsta. Și îmi place să cred că la răpire, dacă voi conduce mașina, vă rămâne fără șofer. Eu cred că la răpire vor rămâne avioane fără comandanți de zbor. Nu-mi fac probleme, că dacă se dață comandanții, mă nasc eu cu ei. Nu mă prăbușesc la pământ. Eu cred că la răpire vor fi trenuri fără mecanici, vor rămâne autobuze fără șofer. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, nu? La sunetul unei trâmbiți, la semnalul transmis de Dumnezeu, noi cei care suntem în viață, nu vom lua înaintea celor adormiți. Și interesant. Haideți să presupunem că răpirea va fi exact ca într-o seară de asta. Acum aș vrea să vă spun ceva personal. Eu nu cred că la răpire într-o seară de asta toți care vor fi aici vor fi mântuiți. Nu cred că, nu mă lasă Sfânta Scriptură să cred lucrul ăsta. Din cer, de la Dumnezeu, se coboară pe pământ un trup, poate trei denumiri, un trup ceresc, duhovnicesc, sau spiritual. Și trupul acesta ceresc înglobează dintr-o dată, la o clipită de ochi, trupul care este aici. Și vei vedea cum, din stânga, din dreapta,
de alături din pat de lângă tine, din familia, din cei care stau la masă, de spalva o cliteală. Știți unde pleacă cei care sunt răpiți? La întâlnire cu Hristos. Unde se întâlnesc cu Hristos? În nori, în văzut. Foarte interesant. Vorbim de venirea ascunsă a lui Hristos pentru a răpi biserica. Nu de venirea lui Hristos prezentată în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Nu, nu. Când îmi va vedea orice ochi. Și prima întrebare pe care mi-am pus-o eu, Doamne, de ce în nori, în văzut? De ce? Știți de ce? De câte ori am decolat de pe pământ, pe pământ era viscol, pe pământ era nenorocire, era ploaie, erau toreți, erau fulgere. Și când te urci cu avionul deasupra norilor, intri într-o altă lume. Norii, de fapt, au rolul de a separa cele două lumi. Lumea de sub nor și lumea de peste nor. Și acolo, lumea de peste nor, în nor, în văzduh, ne va întâmpina Hristos pe fiecare dintre noi. Dar știți ce e interesant? Hristos va veni la întâmpinare cu scaunul său de judecat. Atenție! Scaunul de judecat al lui Hristos. Nu scaunul mare și alb din Apocalipsa 22. Scaunul de judecat al lui Hristos. Și într-o vreme mă întrebam, Doamne, bine, tu îi rătește pe pământ. Ajung acolo la scaunul de judecată. Tu îi verific. Și poate acolo vei spune, stai un pic, că asta a fost rătit de greșeală. Trebuie să întâm înapoi, nu? Și poate vei avea surpriza peste câteva secunde sau minute cineva să se întâmpeze lângă tine cum a dispărut. Dar cuvântul Domnului mi-a spus altceva, nu? La răpire, tot cei răpiți sunt mântuiți. Atenție! La răpire, tot cei răpiți sunt mântuiți. Pe scaunul de judecată al lui Hristos se judecă lucrarea noastră. Și fiecare vom primi răsplătirea în funcție de lucrarea pe care am făcut-o pentru Domnul. Sunt două noțiuni diferite. Răpirea, mântuirea, este a celor care trăiesc, care au caracterul lui Hristos. Mântuirea noastră este dată de ceea ce suntem noi, de viața noastră. Lucrarea noastră are cu totul alt rol și cu totul altă răsplătire. Întrebam pe câte cineva spune, ești mântuit? Și el se uita la mine și spunea, zice, frate, dar nu știi ce fac eu pentru biserică? Păi evangelizările eu le plătesc. Păi eu plătesc și hotelul și drumurile. Eram cândva, după Revoluție 92-93, într-un orșel mai micuț. Am stat două sau trei zile la evangelizare și familia la care stăteam m-a luat prin oraș să văd orașul. În vremea aceea mi-a arătat un magazin general, cum spune noi de altă dată, și mi-a spus cu mândrie în glas, zice, parterul de la magazinul acesta e unui pocăi de la noi. Să vezi ce frumos l-a reușat în vremea aceea. Și am fost curios, am fost curios. Și când m-am apropiat, era incredibil. Am zărit acolo țigări, am zărit și sticlă de băutură și am zis, ăsta e a fratelui nostru, zice, da. Și cum, nu vă deranjează că zice, nu, nu, că el a zis că oricum dă zecială și e binecuvântat, el plătește. Și a spus, iubiți mei, să nu-mi plătesc drumul din beneficiul pe care îl câștigă acolo. Vedeți? Când este vorba de ce dai tu pentru Domnul. Cândva copiii mi-au tras atenția la un actor american, eu nu știu engleză, nici nu mă chinui să vă spun cum îl cheamă, dar a jucat într-o serie de filme foarte apreciate de ei. Când a jucat în al doilea film din seria aceasta, a câștigat atât de mulți bani, neașteptat atât de mulți bani, încât 50 de milioane de dolari a donat pentru copiii săraci și invalizi din lumea aceasta, handicapați. Acum aș vrea să vă întreb, pentru cei 50 de milioane de dolari donat cu un scop caritabil și bun, Dumnezeu și-ar putea spune, este el mântuit? Nu. Când eram copii, cântam o cântare, Doamne ce-mi plăcea, mântuire ni s-a dat fără nicio plată. În vremurile în care trăim, în vremurile când Dumnezeu ne-a îngăduit unora dintre noi să avem posibilități, pentru unii dintre noi este mai ușor să crede că putem cumpăra mântuirea. Este mai ușor decât să ne pocăim cu adevărat, decât să ne schimbăm caracterul, este mai ușor să facem ceva pentru Domnul. Și vreau să vă spun cu durere că sunt oameni înșelați în sensul acesta, care cred că lucrarea, dăruirea, poate înlocui viața lor împreună cu Hristos și mântuirea. Erau înainte cântări care induceau în mintea noastră față imagini despre mântuire. Vă amintiți? Viața noastră e ca vapor.
un lung tren de paradiață. Când am atunci eram tinerez, la vremea mea, că totul este să ai biletul mântuirii. Te duci acolo la tren și Hristos e controlorul care ți ia biletul, verifică dacă ești mântuit. Sau te duci la vapor, când se intri pe chei și Hristos tot e acolo la vapor și uită la bilet. Și dacă ești mântuit, te lasă pe tren sau vapor. Și apoi, Doamne, ce viață! Eu nu știu câți dintre dumneavoastră și posibil să ar fi fost pe un vas de croazieră, nu? Eu l-am vizitat, n-am avut posibilitatea să mă duc, dar mai mic. Și de ce? Cea mai mare binecuvântare pe vasul acesta. Nu trebuie să faci absolut nimic. Nu trebuie. Sunt meniuri, restaurante, tot ce dorești acolo. Sunt săli de muzică, orice ce de muzică dorești, săli de cinematografie, orice ce de film vrei să vezi. Sunt terenuri de tenis, piste de biciclete, locuri unde să nori, să joci tenis. Pentru că acolo sunt persoane care în fiecare zi te întreabă ce vrei să-ți oferi să te simți bine. Și noi credem, și noi cântam acolo, Hristos e controlorul, Hristos e cărmaciul, Hristos e capitanul, Hristos e bucătarul, Hristos ne face absolut tot. Noi nu facem nimic. Noi numai ordonăm lui Hristos ce să facă. Că vrem sau nu vrem, conștient sau inconștient, odată urcați în vaporul mântuirii, în mod obligatoriu, vaporul ăla nu se mai oprește decât în portul veșniciei. Dar vă gândește, știți cum se cheamă viața asta, pseudo-creștin? O viață în care se aplică proverbul pică pală mălăiață, ca să nu vă spun unde pică. Noi stăm așa și așteptăm ca Hristos să facă absolut totul și noi nu facem nimic. Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă în ziua aceasta. A fi mântuit înseamnă să ajungi în Domnul Iisus Hristos. Pentru că chemarea lui Dumnezeu a sunat atât de frumos pentru Avram. Avrame, ești din țara ta. Din date, din tradiții, din obiceiuri, din anturaj, din neamuri, din educație, din cultură, din tot ce reprezintă țara aceasta și vino în locul unde eu te chem. De unde l-a chemat Dumnezeu pe Avram? Din Ur, din Caldeea, din cetatea aceea, din Mesopotamia, dintre cele două râuri, Tigru și Eufrat. Unde trebuia să ajungă Avram? În Canaan. Unde s-a oprit Avram? În Haran. Și ce e interesant? Dumnezeu l-a chemat să ajungă din Ur în Canaan. Avram s-a oprit în Haran. Haranul a fost pentru Avram loc de binecuvântare materială. Oare câți dintre noi nu credem că Dumnezeu ne-a adus aici doar pentru o binecuvântare materială? Pentru că atunci când Dumnezeu îi vorbește a doua oară, cuvântul lui Dumnezeu simbolic spune, Avram s-a ridicat. Și a luat robii, roabele și averea pe care a câștigat în Haran. Alături de averea cu care a plecat din Ur, a câștigat averea acolo. Dar Dumnezeu nu l-a chemat la un loc de câștigare de avere. Dumnezeu nu ne cheamă pe calea aceasta într-un loc unde să câștigăm binecuvântare materială. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu sună la fel. Ești în lumea aceasta. Din date, din tradiții, din obiceiuri, din educație, din anturaj, din cultură, din tot ce reprezintă lumea aceasta. Și vină în locul unde eu te chem. Dumnezeu ne cheamă să ieșim din lume și trebuie să ajungem în Hristos. Prima întrebare din seara aceasta. Ai ajuns unde te-a chemat Hristos? Nu cumva te-ai oprit într-un loc intermediar. Nu mai ești în lume, dar nu mai ești nici în Hristos. Ai ajuns unde te-a chemat Hristos? Geneza, capitolul 12, versetul 5. O jumătate de verset am spus, nu de multe ori și-o declar și în locul acesta. Dacă în momentul când Dumnezeu va chema din trupul acesta ce a pus El, și dacă cei de după mine vor dori ca în locul unde va fi îngropat pământul acesta, că ce a venit din pământ și se întoarce, mi-ar place dacă va exista un semn să fie Geneza 12:5. Știți ce spune acolo? Au plecat spre Canaan și au ajuns în Canaan. Este foarte important să pleci. Este extraordinar de important să pleci. Întrebarea este, ai ajuns acolo unde te-ai pornit? Ai ajuns? Ai ajuns în Canaan? Ești acum în locul unde te-a chemat Dumnezeu? Ești în Domnul Iisus Hristos? Există o lege a fizicii. Este simplu. Spune așa. Orice corp nu poate să fie în același moment în două sisteme de referință. Să vă dau explicația ca să înțelegeți. Eu, Nenu Horodincă, în seara aceasta sunt aici.
Sunt la dumneavoastră, în biserică, la Montreal. Dacă sunt aici, nu sunt în țară. Dacă aș fi în țară, nu pot să fiu aici. Sau aici, sau în țară. Vedeți? Dacă aș ajungeți în Hristos, nu mai sunteți în lume. Dacă mai sunteți în lume, înseamnă că n-ați ajuns în Hristos. Nu se poate în două locuri. Sau în Hristos, sau în lume. Ne păcălim. Ne păcălim noi înșine, care spunem eu sunt undeva, așa, căldicel. Nici acolo, nici acolo. Întrebarea este ai ajuns tu oare în Hristos? Vedeți, ajungerea aceasta în Hristos are o verificare. Mântuirea în sine, în esență, are o verificare. Și cu ajutorul Domnului, în seara aceasta, fiecare dintre noi, acceptând sistemul de verificare a lui Dumnezeu, ne vom da seama dacă suntem mântuiți sau nu. Știți de ce? În primul rând, dacă suntem în Hristos, asta este o problemă de relație. Este o intimitate. Știu eu, în dreptul meu, și știe Duhul lui Dumnezeu. Și știu lucrătorii, dacă au din partea lui Dumnezeu, un dar special de lucrul acesta. Dar, dacă am ajuns în Hristos, eu pot să verific lucrul acesta. Aș vrea să vă imaginați că eu aș rămânea 3 luni la dumneavoastră aici. Ca să vă liniștesc, spun că nu rămân. Dar dacă aș rămânea, m-aș uita atent la fiecare. Vedeți că dimineața s-a făcut un rabat de program. Dimineața alături de mine mai trebuia să vorbească cineva. Sau pe aia și din cântetul dimineața. În seara asta a fost mai drastic. Presupun că aici este cineva care ar fi vrut să cânte în seara aceasta. S-a pregătit, poate nici duminica trecută n-a încăput, nu? Poate fanfara, trebuia să cânte 2-3 cântări și din cauza musafirului n-a putut să cânte. Și mă uit la el să văd cum reacționează. Cum reacționează, nu? Îmi amintesc într-o zi, era o zi specială, un copil din biserică a ieșit afară și nu știu ce a avut cu mașina mea, nu era prima de la intrare. Era a doua sau a treia și a luat ceva scuțit. S-a luat cu copil, poate a avut o intenție bună și a tras așa o linie dreaptă. A început de la aripa din față, ca să fie sigur, a continuat cu ușa din față, ușa din spate și aripa din spate. Și mă uitam la mașina mea și întrebam, poate, dar ce a avut cu mașina mea? De unde a știut că e apostolul? Eu gândesc, poate nu știa că e apostolul. Problema nu era că mă uitam eu. Problema era că s-a uitat biserica la mine. Și spunea, zice, acum îl văd pe pastor, nu? Relația mea cu Hristos este o relație intimă, dar intimitatea mea cu Hristos se vede. Și ce îmi spune mie cuvântul în seara aceasta? Cine rămâne în Hristos, Hristos rămâne în el. Și ca dovadă că Hristos este în el și el este în Hristos, este prezentă roada Duhului Sfânt. Mi-a plăcut matematica. Toate examenele le-am trecut datorită matematicii și am găsit aici o ecuație foarte frumoasă de matematică. Dacă există posibilitatea să pună cineva ecuația aceasta în așuga, o ecuație extraordinar de frumoasă. Haideți să privim, uitați ce ecuație frumoasă. Cine rămâne în el, el e cu el mare, adică este Hristos. Plus, Hristos rămâne în el, de data asta cu el e cu literă mică, adică Hristos rămâne în cel care rămâne în Hristos. Egal, prezentă roada Duhului Sfânt. Este prezentă roada Duhului Sfânt. Mă uit la cineva, îl analizez în timp și dacă în el este prezentă roada Duhului Sfânt, eu trag o concluzie. El este Hristos. Asta înseamnă că este mântuit. Și ce se întâmplă la o ecuație matematică, vă amintiți? Ea poate e bilnivocă. Poți să o citești și invers, are valoare. Haideți să vedem cum arată ecuația aceasta invers. Dacă mă uit la cineva și este prezent de roada Duhului Sfânt, asta înseamnă, trec de egal. Hristos rămâne în el și el este Hristos. Prezentă roada Duhului Sfânt. Dar acum aș vrea să vă pun o întrebare. A treia ecuație. Dacă nu este prezentă roada Duhului Sfânt, ce înseamnă? Hristos nu mai este în ea. El nu mai este Hristos. Ați înțeles?
de ce întrebarea mea se punea dacă acum și aici ești mântuit. Unii spuneau acum 8 ani, acum 5 ani, acum 16 ani am luat un botez. Nu contest relația lui cu Dumnezeu. Nu contest faptul că atunci a fost mișcat, că a avut într-adevăr o trăire deosebită. Ceea ce pot să-ți spun astăzi, în autoritatea acestui cuvânt al lui Dumnezeu, nu este al meu. Dacă nu mai are roata Duhului Sfânt, înseamnă că El nu mai este în Hristos. Și Hristos nu este în meu. Vedeți? Când am ajuns în locul acesta, am stat înaintea lui Dumnezeu și am mulțumit. Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit atunci, mie și bisericii în care slujeam, că cercetarea noastră, dovada noastră că suntem în Hristos, că încă suntem mântuiți, este prins în cuvântul acesta. Noi, ca penticostali, am avut alte repere ale mântuirii noastre. Unii au crezut că mântuirea este cuprinsă în felul cum ne îmbrăcăm, în felul cum ne acoperim. Alții au zis că mântuirea este dovedită prin faptul că avem o înclinație deosebită pentru rugăciune. Alții au spus că mântuirea este dată de prezența vadei Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne-a vorbit atunci și ne-a documentat că mântuirea noastră este dovedită prin prezența roadei Duhului Sfânt. Pentru că prezența roadei Duhului Sfânt dovedește cine suntem noi cu adevărat. Ceea ce suntem noi este dovedită de prezența roadei Duhului Sfânt. Și acum pot să vă spun cu toată autoritatea, nu va ajunge nimeni în cerul lui Dumnezeu fără roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt nu e ceva aleatoriu. Roada Duhului Sfânt nu este ceva dacă vreau eu sau nu vreau. Roada Duhului Sfânt nu este ceva dacă îmi convine sau nu îmi convine. Roada Duhului Sfânt este obligatorie. Ceea ce caracterizează un copil al lui Dumnezeu, ceea ce îi dă autoritate, ceea ce confirmă dacă el este mântuit, este prezent roada Duhului Sfânt. Pentru că cuvântul din seara aceasta ne spune, atenție, dacă cineva este în Hristos și nu are roada Duhului Sfânt prezentă, ce se întâmplă cu el? Este tăiat, aruncat afară, mlădița tăiată se usucă și arde. Și atenție, nu el, nu pastorul, nu slujitorul bisericii. Știți cine îl taie? Dumnezeu. Dumnezeu. Vă rog din toată inima în seara aceasta ca în această prezență a roadei Duhului Sfânt să te întreb, mai sunt eu oare mântuit? Nu te întreba dacă am fost mântuit. Dacă am fost mântuit când veneam tacere la Dumnezeu. Problema cu mântuirea, vreau să înțelegeți că din punctul de vedere al cuvântului Dumnezeu este foarte ușor să ajungi mântuit. Ajungerea mântuirii înseamnă credință. Crezi în Hristos și jertfa Lui. Marea problemă nu este de a ajunge mântuit. Marea problemă este de a rămâne mântuit. De a rămâne pe calea aceasta. Apostolul Pavel este cel care ne spune în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 1, vă fac cunoscut Evanghelia pe care eu v-am propovăduit-o, pe care voi ați primit-o, în care ați crezut, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Dacă nu, degeaba ați crezut. Degeaba ați crezut dacă nu. Că atunci când ajungem la adevărul acesta, a faptului că dovada mântuirii noastre este dată de prezența roadei Duhului Sfânt, cred că este bine ce înseamnă roada Duhului Sfânt. Ce înțelegem prin roada Duhului Sfânt și pentru a înțelege ce este roada Duhului Sfânt, vreau să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Epistola Apostolului Pavel către Galateni. Capitolul 15 cu versetul 21-22 și atunci aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Roada Duhului Sfânt din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, plândețea, înfrânarea poftelor. Haideți să mai repetăm încă o dată. Este extraordinar de bine să cunoaștem ce este roada Duhului Sfânt, că nu ne putem verifica dacă avem roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt este, din potrivă, este dragostea, bucuria,
pacea, îndelungarea răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Câte roade ale Duhului sunt? Câte? Roada Duhului sunt. De obicei, în mod intenționat, încerc să vă duc în eroare, încercând să le număr pe degete. Roada Duhului Sfânt, ne spune Apostolul Pavel. Unii m-au întrebat când am ajuns în subiectul acesta, aici, i-au spus, frate păstor, ce importanță are dacă există o roadă a Duhului Sfânt sau dacă există nouă roadă a Duhului Sfânt? Vă amintiți de la fizică, lumina naturală, câte componente are? 7. 7 culori. Pentru a ține minte culorile, am învățat un cuvânt atunci. Fiecare literă este inițială la o culoare. Rog, vaiv. Roșu, oranj, verde, galben și așa mai departe. Toate aceste culori, foarte interesant, toate aceste culori strânse în mănunchiate de lumina naturală de care, cu care suntem binecuvântați toți. Există o singură roadă a Duhului Sfânt. Și roada Duhului Sfânt are 9 componente, e adevărat. În momentul când Doci Banii, vestitul om al lui Dumnezeu din China, a ajuns în Anglia, el a venit cu vapor. L-a așteptat la chei o familie din Anglia, s-au cunoscut și și-au exprimat bucuria, a zis frate Doci Banii, așa de mult ne bucurăm că ați ales să veniți la noi și să rămâneți la noi. Zice, noi avem o problemă deosebită în casă. La noi în casă există un tub de ceartă. Toată ziua ne certăm. Toată ziua ne certăm. Poate într-o zi, el, spunea soțul, eu, am luat hotărârea să nu mă mai cert astăzi. Și când eu hotărâs să nu mă mai cert, dintr-o dată soția s-a prinde din nimic și gata ceartă. Poate într-o zi, ea hotărăște să nu se certe. Și când ea hotărăște, din nou, din nimic mă prind eu și gata ceartă. Dacă tot ați venit la noi, aș vrea să vă rugați lui Dumnezeu ca Dumnezeu să alunce din casa noastră Duhul acesta de ceartă. Oașmenii s-au uitat la ei și a spus, zice, îmi pare rău. Îmi pare rău să vă spun, nu pot să fac o asemenea rugăciune. S-au necășit tare, au început să plângă și au zis, frate Oașmenii, am ajuns atâta de departe, că nu ne mai poți ruga lucrul acesta, nu te poți ruga. El a spus, zice, stați un pic, nu mă înțeles, îți greșit. Dumnezeu are un singur dar pentru noi. Și darul lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. Eu vă pot ruga încă o dată Dumnezeu să-L coboare pe Hristos în familia voastră. Și voi să rămâneți în Hristos. Și dacă voi rămâneți în Hristos, aveți toată roata Duhului Sfânt. De ce ați vrea să mă rog, Doamne, dă-le un picior din Iisus, dă-le o mână din Iisus? Dacă rămâneți în Hristos, cine rămâne în Hristos, are toată roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt nu poate fi ruptă, nu poate fi împărțită. Roada Duhului Sfânt este sau ai toată roada Duhului Sfânt sau nu ai deloc. Nu te poți ruga, Doamne, scoate Duhul de minciună din mine. Nu te poți ruga, Doamne, scoate Duhul de ură din mine. Nu, nu. Poți să rămâi în Hristos, atunci Hristos rămâne în tine și este prezentă roada Duhului Sfânt. În momentul când am ajuns aici, biserica s-a bucurat. Am mulțumit lui Dumnezeu. A venit la mine frate și a spus, frate, ne mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a deschis o posibilitate să ne verificăm viața noastră spirituală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a deschis o posibilitate să ne verificăm dacă suntem mântuiți. Ne putem culca seara liniștit, având încredințarea că dacă Domnul a venit noaptea aceasta, eu voi fi ridicat la El, că sunt un copil al lui Dumnezeu mântuit. Și apoi au continuat. Cum putem avea roada Duhului Sfânt? M-au blocat. N-am auzit niciodată asemenea întrebare. Dacă m-ar fi întrebat pe mine, spunem, cum putem avea botezul cu Duhul Sfânt să-L primim? Dacă m-ar fi întrebat cum putem să avem din nou umplerea cu Duhul Sfânt, știam. Dacă m-ar fi întrebat cum poate cineva să ajungă mântuit, știam. Dacă m-ar fi întrebat cum poate să ajungă cineva să prească, să primească un dar din partea Domnului de manifestare, știam. Dacă m-ar fi întrebat cum poate să primească cineva darul de slujire din partea Domnului, știam. Dar singura întrebare pe care n-a pus-o nimeni și n-am știut-o, este cum putem primi roada Duhului Sfânt. M-am dus acasă. M-am închis în cameră. Am plâns în mâncare Dumnezeu. Și am spus, Doamne, Tu ne-ai adus până aici. Este adevărul Tău.
Cea mai mare pedeapsă pe care o poți da cuiva este să-i spui că e păcătos și nu-i, să nu-i arăți soluția de a ieși de acolo. Să-i spui că e bolnav, să-i spui nu mai e nicio speranță, nicio nădejde. Doamne, trebuie să plecăm mai departe, să mergem. Ce să facem? Și vreau să vă spun. Dumnezeu răspunde la asemenea rugăciune. Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit atunci și mi-a tras atenția asupra unui cuvânt care se găsește scris în Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 5, cu versetul 1. Și cuvântul acesta din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 5, cu versetul 1, spune așa. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cuvântul motrice, cuvântul de forță, cuvântul care dă sens acestei fraze este prin credință. După momentul cum noi acceptăm cuvântul acesta, fraza poate căpăta două sensuri. În primul rând, putem să înțelegem fraza așa. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, virgulă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aici, credința se referă la faptul că noi suntem neprihăniți prin credință și teologic. Este adevărat lucrul acesta. Dar Apostolul Pavel folosește aici cuvântul acesta într-un alt sens. Și el spune așa, deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, virgulă, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Aici credința se referă la faptul că prin credință avem pace. Și pacea este o roadă a Duhului Sfânt. Apostolul Pavel o menționează în categoria roadelor a treia. Dragostea, bucuria, pacea. Deci, cine are o componentă a roadei Duhului Sfânt, are roada Duhului Sfânt. Și vreau să citiți în continuare capitolul acesta. Alte componente ale roadei Duhului Sfânt sunt prezentate în capitolul acesta. Și plin de bucurie am înțeles. Roada Duhului Sfânt se capătă prin credință. Și acum, pot să vă spun aici și acum, tuturor celor care sunt interesați, roada Duhului Sfânt se capătă prin credință. Am venit la biserică. Am comunicat bisericii. Am mulțumit lui Dumnezeu. Am stat înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne dă șansa fiecăruia dintre noi să căpătăm roada Duhului Sfânt prin credință. Și pentru că ziua aceasta este o zi a Domnului, pregătită de El, pot să vă spun cu toată autoritatea, Dumnezeu în dragostea Lui a coborât încă o dată roada Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Și cei care cred că au nevoie de ea și cred, pot să plece binecuvântați acasă cu roada Duhului Sfânt. Acum și aici. Dar nu e așa de ușor. Nu e așa de ușor. În anii 90 am făcut prima mea ieșire din țară, am fost în Anglia, am fost chemat la o conferință și mi-am amintit de o seară deosebită. Am avut o părtășie cu niște frați, mai mult lucrători, și după timpul nostru de părtășie, gazda a deschis ușa, două uși din spate la casă și am văzut o terasă. Pe terasa respectivă erau 4 mese pline de tot ce ne-am fi dorit noi. Au unor oameni veniți din România în anul 90, vă dați seama. Pe masă erau de 40 de feluri de mâncare. Pe altă masă erau fructe. 90% din fructele alea nu știam cum se cheamă, ce gust au. Pe o masă erau sucuri. Pentru cei veniți de la Cola, din țară și de la Brifler, vă dați seama ce înseamnă să aveți vreo 30 de feluri de sucuri. Pe masă erau tacâmuri, erau farfurii, pahare și furculițe și cuțite. Și gazda amabilă ne-a spus, zice, vă rog frumos, din ce vedeți acolo, cât aveți nevoie, vă rog să luați. Era o problemă, eu sunt român. Nu știu dacă veți găsi un român care n-a ieșit în străinătate și la prima chemare să se ducă. Românii cam de 3 ori trebuie să le spui. Și acum vă spun ceva ca o taină. Dacă aveți un moldovean, cam de 7 ori trebuie să-i spuneți. Vedeți, de 7 ori îți va spune că nu-i foame și dacă insiști, a 7-a oară se gândește că îți face, te simți ca și cum ți-a făcut un vavor să mănânce și când te uiți cât mănâncă, te gândești, mă, dacă era foame din prima, adicât. Eu am stat de vorbă cu soția și am spus, zic că de 3 ori să ne spună. De 3 ori. Eu, de felul meu, sunt foarte gurman, sunt porticios, încerc întotdeauna ce-i nou.
mănânc aproape ca chineze, tot ce se mișcă, că îmi place să se gust, nu? Tare mult aș fi vădat de 3 ori. Cineva ne-a cunoscut problema și a venit la noi și ne-a spus, zice, atenție, așa nu-ți mai spun o dată. Doar nu le pasă, poți să le mănânci tot ce e acolo, nu le faci o pagubă, poți să nu iei deloc, nu le faci o favoare. Nu-i treaba lor, e treaba voastră. Atenție, dacă ajungeți la englezi, la german, la Danemarca, la norvegien, o singură dată vă spune. Și dacă nu vă duceți din prima, rămâneți cum ați venit. Vedeți? Rada Duhului Sfânt este aici. Dar să nu credeți că Duhul lui Dumnezeu ne cască gura. Vă amintiți de sărbători. Bunicile noastre pentru sărbători îngrășau curcan și gânsaci, nu? Ne cascau așa gura și băgau mes de nucă pe gură și le împingeau undeva. Să nu credeți. Dacă tu crezi că ai nevoie de rada Duhului Sfânt, poți să iei. Dacă nu, ea rămâne aici. Ne-am plecat pe genunchi atunci. Am făcut cea mai lungă rugăciune pe care am știut-o. Ne-am sculat atât de bucuroși. Pentru că aveam speranța că viața noastră se va schimba fundamental. Vă dați seama cum ar arăta cineva, cum ar vorbi, cum s-ar comporta dacă ar avea roada Duhului Sfânt. Vă gândiți cum ar arăta familiile noastre dacă familiile noastre ar fi roada Duhului Sfânt. A fost într-o familie astăzi, m-am bucurat copiii, musafiri. Imaginați-vă că aveți o asemenea zi. Și soțiile noastre onorează musafirii. De obicei gătesc, nu? Se presupun că o să serviți masa într-o sufragerie. Acolo sunt lucrurile cele mai frumoase la care ținem noi ca soții, nu? Acolo și covoarele, acolo și canapele alea mai deosebite, și perdele alea foarte scumpe, și paharele alea. Și că soția, înainte de a veni musafirii, a pregătit și a pus o oală bună, ciorbă, un pic de grăsime, poate mai multă de pasăre, care e sănătoasă, spunem noi, cu smântână așa deasupra, și a pus-o pe un colț al mesei. Și el, soțul, dorind să o ajute, dar bărbații nu sunt așa îndemânatici ca surorile, nu? A trecut pe acolo și a vărsat oală. Și de la masă, de acolo, de sus, a stropit și covor, și perdele, și canapele, și chiar când vin musafirii. Și el s-ar întoarce către ea. E de domeniul poveștelor ce vă povestesc, dar dacă ar fi prezentă la Tatăl Lui Sfânt și ar spune, zice, auzi, te rog frumos, te rog frumos să mă ierți, îmi pare așa de rău că am făcut lucrul acesta, s-a întâmplat. Dar ea i-ar spune, zice, nu tu ești de vină, eu sunt de vină. Eu trebuia să mă gândesc dinainte că dacă pun masa așa pe colț, probabil că e posibil cineva să o dea jos. Iartă-mă tu că nu tu ești de vină. Să pot certa doi oameni cu asemenea atitudine, cu roata Duhului Sfânt, cu dragoste, cu bunătate, cu lungă răbdare, cu blândețe. Să pot certa oamenii. Era într-o zi de iarnă. Plecam undeva la evangelizare, noaptea discolisă. Nu știam cum e drumul, n-am putut să-mi niciun buletin de știți, să știu că e să pe zi sau nu. Când merg undeva fără soție, întotdeauna sunt prinsă de timp. Când merg cu soția, bagajele sfăcute, totul e în regulă, știe drumul, știe tot. Eram în criză de timp. Pe lângă criză trebuia să alimentez. Am mers într-o stație, Peco. Aveam o mașină atunci cu rezervorul pe partea dreaptă. Stația Peco avea un sistem de programare, cât vrei să pui motorină. De data aceasta, singura dată când n-am găsit nicio pompă liberă pe partea dreaptă să pot trage mașina. În graba mea, am tras mașina la o pompă pe partea stângă. Trebuia să iau furtunul, să încrojor mașina și să alimentez. Am luat furtunul și am programat câtă motorină și n-am mers. Și am mai făcut odată și n-am mers. Și încă odată și n-am mers. Cred că de 5-6 ore am tot făcut și n-am mers. Și în mine se ridica așa tensiunea, că eram grăbit și asta și... Mă uit spre caserie. Era un geam de comunicare. O doamnă drăguță de acolo se uită la mine și îi fac semn. Doamnă, vreau să alimentez. Și am face semn din cap. Zice, da, vă rog să alimentați. Dacă cel care a alimentat înainte n-a plătit, casa nu-ți permite să deschidă pompa încă o dată. Și așa am crezut.
După semnele, am mai încercat o dată și n-a mers. Cinci o dată și n-a mers. De cinci ori și n-a mers. Și voi, încă o dată, mai insistent la ea și supărat, zic, Doamnă, vedeți că... Și am acest semn amabilă, zice, da. Și mai încerc de vreo cinci, șase ori și nu merge. În momentul acela m-am hotărât să fac ceva și am intrat înăuntru. Era o coadă mare, era o singură casieră. M-am dus la ea, supărat așa printre dinți, și i-am spus, Doamnă, ați văzut că vreau să alimentez și v-am rugat să mă ajutați. Niciodată n-a vorbit cineva de la Peco atât de frumos la mine. Și mi-a spus, zice, da, v-am ajutat. Zic, Doamnă, cum l-ați ajutat? Sau de 13 minute și încerc să alimentez. Eu nu am timp, eu sunt grăbit, eu am probleme și dumneavoastră n-ai făcut chiar nimic. Da, Domnule, dar v-am ajutat. Și eu la un moment dat îi spun, Doamnă, eu sunt stăpânul, nu? Sunt clientul, clientul și stăpânul. Dumneavoastră vă luați bani datorită faptului că noi cumpărăm bani, dar nu se poate așa. Toată lumea s-a uitat la mine, nu? Și a spus, zice, da, dar știți că m-am ajutat și atunci mi-a venit ideea. Zic, stați un pic, mai trebuie să fie o caserie și doi oameni în pecă. Unde sunt? Am prins-o. Pe ea spune, zice, domnule, vă rog frumos, așteptați un pic, că vor veni, vă rog frumos. Acolo îmi zic că totuși nu bat, că eu sunt păstor, nu? Ies afară ca să mă calmez. Când se ies pe ușa, se apropie un bărbat de mine. Și îmi spune, zice, dar totuși poate n-ați programat bine. Un descarcăria pe ea, zic, a, vrei să mă vezi pe mine, să programez și să spune, dar totuși poate, zic, te rog să mă lași în pace. Domnule, dar hai ca oameni, domnule, te rog să mă lași în pace. Nu m-a lăsat. A venit la pompă. Pe acolo m-a întrebat, cum ați făcut? Și eu, cu ciudă, zic, uite, așa am făcut. Sunt tehnic de profesie, ar trebui să-mi dau seama că o imagine pe care o iei și o întorci este în oglindă. Primul buton devine ultimul buton. Eu apăsam pe primul buton. Și el îmi spune atât de frumos, zice, nu așa. Așa trebuie să faci. Cât vrei să alimentați? Și îi spun, și îmi alimentează. Și îmi programează. Alimentez, dar el nu pleacă. Când mă duc să plătesc, el se îndreaptă către mine, ne îndepărtăm de mașină. El se duce spre mașina lui, de la 4 metri strigă și spune, zice, vezi, păstore, că se poate. Mi-a tremurat picioarele. Am început să plâng. M-am dus în mașină. Am spus, Doamne, mare rost să mă duc la evanghelizare. Mare rost să spun eu cuiva ceva. Pentru că m-am gândit că într-o zi poate trebuie asta vine la biserică la mine. Poate oamenii care m-au văzut pe mine vor veni la biserică. Poate unul din ei. Și cineva de la rugăciune va citi ferice de cei blânzi. Și altcineva va întâlni și va spune blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Are cuvântul meu valoare. Predica mai are sens. Roada Duhului Sfânt. Vreau să vă spun că Dumnezeu dorește să avem roada Duhului Sfânt. Vă gândiți cum ar arăta o biserică în care ar fi prezentă roada Duhului Sfânt? Vă gândiți că am putea să televizăm ședințele de comitet, să le dăm să le vadă toată lumea? Dragoste, întâietate, nimeni nu ridică tonul, toți acceptă dragoste, toți sunt de acord, toți se îmbrățișează la urmă, toți se roagă. Roada Duhului Sfânt. Ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat, ne-am despărțit. Ei au plecat acasă, eu am plecat la un program de evangelizare, peste 2 săptămâni m-am întors. Când am venit în biserică, era o atmosferă de voluntari. Toți m-au așteptat, au sărit pe mine. Au venit la mine și au spus, frate pastor, am făcut exact cum ne-ai spus, ne-am rugat, am crezut din toată inima. Suntem aceiași oameni. N-avem roada Duhului Sfânt. Înainte dormeam, eram liniștiți, avem alte repere ale verificării mântuirii noastre. Nu mai avem somn, nu avem pace, nu avem poftă de mâncare, nu mai avem liniște. Nu putem trăi așa. Ce trebuie să facem? De ce nu avem roada Duhului Sfânt? Și eu m-am surprins cu întrebarea aceasta. La mine la biserică atunci eram mai sus amvonul și după amvon aveam niște părți în semicerc. Am scos mai mulți lucrători și am așezat în spatele amvonului și după ei m-am ascuns și eu. Și l-am căutat pe Dumnezeu. Și am spus, Doamne, unde am greșit? Ce am făcut greșit până acum? Ce trebuia să mai fac în plus? Și Dumnezeu mi-a vorbit încă o dată. Și atunci, în prezența lui Dumnezeu, am luat hotărârea
că nu voi mai citi niciodată despre roada Duhului Sfânt dacă nu citesc despre faptele firitorne. Deci nu poți să le înțelegi, trebuie să le pui alături, să le compari una cu alta. Și vreau să-mi permiteți să mă achit de această promisiune pe care i-am făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Și deschizând cuvântul lui Dumnezeu, aceeași epistola Apostolului Pavel Galateni, capitolul 5, de data aceasta de la versetul 19, să înțelegem care este roada Duhului Sfânt. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și faptele firii pământești sunt cunoscute. Și sunt acestea, preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, prismele, ucidere, bețiile, îmburbăile și alte lucruri asemănătoare. Și faptele firii pământești. Ați înțeles ce mi-a vorbit mie Dumnezeu? Când vorbiți despre roada Duhului Sfânt, este un compact. O ai pe toată sau nu ai deloc? Când vorbim despre faptele firii pământești, nu sunt un compact. Și faptele firii nu trebuie să le ai pe toate. Una singură. Una singură dacă ai. Haideți să ne uităm peste cuvântul acesta și recitesc încă o dată, intonăm. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria. Apostolul Pavel spune, între voi să nu se audă de așa ceva. Dar atenție, tot faptele firii pământești, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, ucidere, bețiile, vulbările. Faptele firii pământești. Una singură dintre ele, dacă ai, este cea mai bună dovadă că nu ai roada Duhului Sfânt. Vedeți, când v-am vorbit despre necesitatea, obligativitatea de a avea roada Duhului Sfânt. Dacă atunci v-aș fi întrebat cine vrea să aibă roada Duhului Sfânt, să ridice mâna, cred că toți ați fi ridicat. Duhul Sfânt ne spunea altceva acum. Cine vrea, în seara aceasta, acum și aici, să se uite în inima lui și în cercetarea Duhului Sfânt să descopere cu sinceritate faptele firii pământești. Iubiții mei, dați acestui moment seriozitate. De decizia pe care o veți lua în seara aceasta, depinde cu cine veți petrece veșnicia. A fi mântuit nu înseamnă a fi membru doar. A fi mântuit nu înseamnă a-ți conduce contribuția ta. A fi mântuit nu înseamnă a sluji în biserică. A fi mântuit nu înseamnă să fii de neam de pocăit. A fi mântuit trebuie să ai prezentă roada Duhului Sfânt în viața ta. Dar ca să poți să ai prezentă roada Duhului Sfânt, trebuie să nu mai ai nimic din faptele firii pământești. Hristos a spus, poate să iasă din același izvor acele două feluri de apă? Să poate? Crede să poate în același suflet, în aceeași inimă, să fie și faptele firii pământești, să fie și roada Duhului Sfânt. Cine vrea să aibă roada Duhului Sfânt, în prezența și în cercetarea Duhului Dumnezeu, cu sinceritate, stând în prezența lui Dumnezeu, să spună, Doamne, aș vrea să mă ajut să scăp de faptele firii pământești. Eu nu știu cât ați auzit ultima dată vorbind despre vârfă. Despre păcatul acesta, atât de implicat în biserica noastră. Nu știu când ați cercetat ultima dată ce înseamnă vorbirea de rău. Nu știu când ați cercetat ultima dată ce înseamnă partide și certuri de partide, ce înseamnă învrăjbirile. Vreau să vă spun, și vă spun cu durere în inimă, ca unul care vizitez multe biserici, o, câte ravage face păcatul acesta, câte ravage face păcatul acesta. Dumnezeu le cheamă aceasta în cercetare. Dumnezeu le dă o șansă fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea ca în seara aceasta să conștientizăm ce este în inima noastră ca fapta firii pământești. Să dăm afară și apoi, și abia apoi, când am pregătit terenul, să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm, Doamne, vreau să plec de aici binecuvântat cu roada Duhului Sfânt. Nu putem avea roada Duhului Sfânt dacă mai avem în inima noastră faptele firii pământești. Nu se poate lucrul acesta. Decizia noastră trebuie să fie o decizie fermă și atenție! Nu dați asupra lui Dumnezeu ceea ce trebuie să facem noi.
Am spus mai devreme, dacă v-am mintit, nu putem să ne rugăm, Doamne, scoate Duhul de beție din mine, sau scoate Duhul de minciună. Toate epistole din Noul Testament prezintă ceea ce trebuie să facem noi și ceea ce face Dumnezeu. În relația noastră cu Dumnezeu sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi și lucruri pe care le face Dumnezeu după ce noi le facem, nu? Hristos a avut în fața Lui 5.000 de persoane, fără femei și copii. S-a uitat la ucenici și a spus, dați-le de mâncare. Și ucenici a spus, 200 de lei avem. Ce putem să facem cu 200 de lei? Și a întrebat, n-aveți nimic? Și neva a spus, este un copil. Avea mâncare pentru un copil, atenție, nu pentru un om mare. Aduceți-le. Pentru că puținul vostru, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, face minunea lui Dumnezeu. În viața noastră de creștini, puținul slujirii noastre cu binecuvântarea lui Dumnezeu este minunea lui Dumnezeu. În viața noastră de creștini sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi. Și după ce noi facem lucrurile ce trebuie să le facem, Dumnezeu le face pe ale Lui. Haideți să ne uităm în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, doar ca un exemplu. Capitolul 4. Uitați ce spune aici. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați, versetul 22, de omul cel vechi. Deci noi ne dezbrăcăm, nu Domnul ne dezbracă, noi. Și să vă îmbrăcați în Duhul, să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Noi ne îndoim. De aceea, lăsați-vă de minciună. Noi ne lăsăm de minciună. Nu ne rugăm, Doamne, alungă tot Duhul de minciună. Doamne, ajută-mă să nu mai spun. Nu, nu, nu. Noi ne lăsăm de minciună. În continuare, mâneați-vă și nu păcătuiți. Cine fura, să nu mai fure. Noi luăm decizia aceasta. Este hotărârea noastră. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă prin gură. Atunci când faptele firii pământești s-au împuternicit în noi, ne-am obișnuit cu ele de ani de zile, putem să ne rugăm cel mult. Doamne, ajută-mă să pot scăpa de lucrul acesta. Voința este a mea. Cerința este a mea. Acțiunea este depinde de mine. Eu fac lucrul acesta. Dumnezeu, Doamne, ajută. Vreau să vă spun că roada Duhului Sfânt nu este instantanee. În seara aceasta noi avem ocazia să ne înscriem la această școală a primirii roadei Duhului Sfânt. Ați observat în grădină? Eram la un prieten, la pisița. Eram în livadă și el cu bucurie mi-a arătat un cireș, avea 5 cireșe. 5 cireșe într-un copac și zicea, era un copac pus de curând, zice, așa mă bucur să se facă, să văd gustul. Se bucura de 5 cireșe, roada Duhului Sfânt. Nu apare peste noapte. Nu vă culcați în seara aceasta după ce ați făcut cererea după roada Duhului Sfânt și mâine să vă sculați altul. Nu, nu. Ne înscriem la școala aceasta a obținerea de Duhului Sfânt. Și în fiecare dimineață, eu personal, stau înaintea lui Dumnezeu și mă rog și spun, Doamne, ajută-mă să trăiesc eu aceasta împreună cu Tine. Doamne, pentru lucrul acesta, ajută-mă să rămân în Fiul Tău. Pentru că eu sunt conștient că dacă eu rămân în Fiul Tău, El va rămâne în mine. Și, Doamne, nu numai să rămân în Fiul Tău, ajută-mă ca roada Duhului Sfânt să fie prezentă în viața mea. Și au toate componentele roadei Duhului Sfânt și spun, Doamne, ajută-mă astăzi să fiu plin de dragoste. În jurul meu să fie atmosfera dragostei Tale cerești. Doamne, ajută-mă să am bucuria care vine din cer, indiferent ce se va întâmpla ziua aceasta, să pot fi bucuros că eu sunt al Tău și că Tu ești Dumnezeul meu. Și spun, Doamne, ajută-mă ca pacea Ta dumnezească să fie în mine astăzi. Orice s-ar întâmpla, să rămân aceeași încredințare că în viața mea toate lucrurile se întâmplă după voia Ta și că voia Ta este desăvârșită pentru mine. Și spun, Doamne, ajută-mă ca îndelunga răbdare să mă însoțească. Ajută-mă ca bunătatea să fie în mine. Ajută-mă ca credincioșia, înfrânarea poftelor, facerea de bine, blândețea să fie astăzi în mine. Astea sunt lucruri la care mă rog și spun, Doamne, în orice împrejurare a vieții de astăzi, în orice încercare, în orice ispită, ajută-mă ca roada Duhului Sfânt să fie în mine. Roada nu este a mea. Eu n-am fost bun înainte de a mă întoarce la Domnul și acum ați mai bun. Eu n-am fost milos înainte de a mă întoarce la Domnul și acum ați mai milos. Roada este a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt coboară roada care schimbă caracterul nostru. Mântuirea este dată de caracterul nostru. Caracterul nostru trebuie să fie la fel, identic cu caracterul lui Hristos în momentul răpirii. Și apoi mă uit dincolo. Și eu spun, Doamne, ajută-mă ca astăzi să nu bărfesc pe nimeni. Ajută-mă ca astăzi să nu vorbesc de rău pe mine.
Ajută master să nu mă asocieze nicio partidă. Ajută master să nu urmesc pe libertate. Ar vrea așa de mult să iubesc pe toți. Ajută master să ajut pe cineva. Scoate-mi tu în cale posibilități. Scoate-mi tu în cale acele oferte când să vorbesc cuiva despre Hristos, să ajut pe cineva despre Hristos. Doamne, Tu ne-ai chemat să dovedim în lumea aceasta că suntem copii ai Tăi. S-a dat o lege acum. S-a dat o lege groaznică din punct de vedere al mersului societății, căci prin legea aceasta cel rău a căpătat puterea legislativă. Legislativă este foarte important. Și de ce s-a dat legea aceasta? Și ce eu cred? S-a dat legea aceasta pentru că noi, ca Biserica lui Dumnezeu, n-am fost ceea ce trebuia să fim. Noi trebuia prin stăruință și prin descoperire dumnezească să fim conștienți de lucrul acesta, să avem mesaje din partea lui Dumnezeu. În viața noastră am pus lucrurile noastre firește înaintea lui lucrurile lui Dumnezeu. Ne-am interesat de noi, de viața noastră, de prosperitatea noastră și am uitat ceea ce spunea Dumnezeu. Grijiți-vă întâi de lucrurile de sus. Biserica lui Dumnezeu se grijește de lucrurile de sus întâi și apoi binecuvântarea lui Dumnezeu este dăruită pe deasupra. S-a dat legea aceasta pentru că noi nu am fost și nu suntem ceea ce Dumnezeu vrea să fim cu adevărat. Oameni mântuiți avem dovadă de Duhului Sfânt. Dar s-a dat legea aceasta pentru că noi n-am făcut ceea ce trebuia să facem. Noi trebuia să fim o lumină, o evanghelie deschisă. Noi trebuia să fim ca o cetate așezată pe un munte înalt. Seara aceasta, prin prezența Domnului Iisus Hristos, este o dovadă de dragoste sale. Hristos a coborât de lucrul acesta pentru că Hristos dorește să te schimb. Și Hristos dorește să mă schimbe. Și seara aceasta,